Colegiul Tehnic Petru Poni a fost gazda concursului Alfa și Omega. Aici s-au adunat elevi cu rezultate deosebite la matematică din toate județele Moldovei. Sâmbătă, la Colegiul Tehnic Petru Poni a avut loc concursul de matematică Alfa și Omega. S-au înscris 118 elevi din majoritatea județelor Moldovei, excepție făcând județele Suceava și Bacău. Concursul se află la cea de-a 16-a ediție. S-au adunat aici de la toate județele din Moldova, de la una, două unități din fiecare județ s-au adunat aici. Da? Practic este o confruntare pe tărâmul matematicii între elevii din județele Moldovei. Între elita elevilor, da, noi le dorim mult succes și să învingă să câștigi cel mai bun. Printre premianți s-au numărat și elevi romașcani. Fruntașii clasamentului au primit drept răsplată pentru rezultatele lor 200 de lei. Cei de pe locul 2 au primit 100 de lei, iar cei clasați pe locul 3 au primit 50 de lei. A fost un concurs cu valoare foarte bună. Am avut 93 de participanți din 122, reprezentând toate județele Moldovei, cu două mici excepții, și anume faptul că n-au participat cei din județul Suceava și cei din județul Bacău. S-au obținut 6 premii întâi, cu o valoare de 200 de roni ca premiu, 6 premii doi, cu 100 de roni, 8 premii 3, 50 de roni pentru premiul al treilea și 28 de mențiuni. Din județul Botoșani au participat două licee, din județul Galați un liceu, din județul Vrancea două licee, din județul Vaslui un liceu. Avem reprezentanți cu locul întâi de la liceul Vasile Sav, de la noi, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, de la Danubiana, deci cam majoritatea elevilor din municipiul Roman s-au remarcat cu rezultate foarte bune. Cei de la Vasile Sav au fost premianți pe profilul tehnic, iar cei de la Colegiul Tehnic Petru Poni și de la Danubiana pe profilul servicii. Pentru încurajare și bobocii de la clasele a noua, care au obținut mențiune, au beneficiat de premii în bani.